Vacanța de Rusalii a scos din case pe ieșeni. Unii au preferat să părăsească orașul pentru zonele montane din județele învecinate. Alții au ales să se relaxeze în compania prietenilor în zonele amenajate pentru grătare la Ciric și la bulevardul Cea Rosetti. Micii au sfârâit pe grătare, berea a curs din belșug, iar copiii s-au bucurat de iarbă verde. În acest weekend au fost destui ieșeni care au plecat din oraș pentru a vizita câmpul de maci din satul Hâlceni, devenit brusc o atracție pentru pasionații de fotografii spectaculoase. Aceștia au luat cu asalt cultura din comuna Șipote, iar paznicii plantației s-au trezit brusc fotografi de ocazie pentru cupluri, iar după amiază în zonă erau oprite peste 50 de mașini.